sunt de câteva minute mașina asta și nu știu să plec decât în spate cu ea. Cum să fac, frate, să o bag în viteză? 90 130 150. Wow! De ce s-a uitat? S-a uitat mai mult lumea la Ferrari decât la Lamborghini? Nu, se uită lumea mai mult la Lamborghini. Serios? Lamborghini parcă ești un rockstar, cu asta parcă ești așa, nu știu, de bani. Băgătaș. Da. Ok. Îmi place, se simte așa ambreiajul destul de bine închegat, știi? Adică simți motorul, da, cum, știi, mm-hmm. Păi uite, să facem motorul dacă nu te grăbești. Da. Putem să facem motorul cu M6 să... Chiar ești curios. Oameni în comentarii îmi zic, bă, trebuie să-i dai și tu M6 să-l conducă, să-ți place ție. Mai e, vezi de ce exact? Totuși, aspirat e altă treabă. Deci nu înțeleg treaba asta, știi? Nu o să înțeleagă niciodată. Eu nu pot să spun părerea mea, că se iau de mine. Salutare, dragi prieteni, sunt Dani Popescu și astăzi facem un vlog cu F12 Berlineta. Da, corect. Îl avem alături de noi pe Ovidiu Pop. Pare bine că te-am cunoscut. Vreau de mai mult timp să fac un vlog cu Ovidiu Pop. În primul rând pentru că mulți dintre voi mi-ați cerut asta în comentarii și în al doilea rând pentru că vreau să-l cunosc personal. La 25 de ani ai creat jocuri pe calculator. E și un car vlog și o poveste de viață. 2 în 1. La vârsta de 20 de ani am făcut primul joc pe Android. Simulator de camioane, care a avut o grămadă de succes. Am știut ce trebuie să fac cu viața mea, m-am lăsat de facultate și am început să dezvolt afacerea. Luând un om, doi, lucrând 12 ore pe zi, acum după 4-5 ani, avem undeva la jumătate de miliarde de descărcări și pe iOS și pe Android. Și urmează să ne extindem pe PC și console. Super tare. Fac o mică paranteză. Da. Oamenii mă întreabă, băi Andy, ce să fac eu? Că știi că sunt foarte mulți tineri care mă urmăresc. Și eu le zic, bă frate, găsește o pasiune. Exact. Tu dacă vrei să faci doar bani, tu zici, bă, ce trebuie să fac ca să fac bani? Trebuie să găsești un lucru care îți place să-l faci non-stop, gratuit. Exact. Ăla o să te ducă, măcar plăcerea personală. Banii vin după aia. Asta a fost și la mine, de la 14 ani făceam chestia asta. Photoshop, programare, 3D Studio Max. Deci vezi, în momentul când ai o pasiune și o faci foarte bine, apar și banii. Exact. Pentru exact. Că o faci foarte bine, adică tu creezi, da, jocuri pe care milioane de oameni le doresc, le exact, place exact să folosească jocul ăla. Și le faci foarte bine pentru că aia îți place, nu... Da, tu nu cauți banii, tu banii vin doar, da, ca un rezultat. Exact, exact. Cauți plăcerea ta de a face lucrul ăla. Uh-huh. Chestia asta e foarte importantă ca sfat de viață. Da, da. Mulți mă întreabă și pe mine și tot asta le zic. Uh-huh. Ceva ce-ți place, să o faci pe gratis. Vezi, n-ai cum să ai hater, pentru că tu ai făcut tu totul de la zero. Știi că există hater pe lumea asta. Există, există și la mine, crede-mă. În orice domeniu, da. Nu, da, cred, da, așa ceva. Deci ce poate să zică oamenii? Adică, deci ce eu fac vloguri cu mașini. Da, pe YouTube, da, acum ca și activitate, uh-huh, secundară și mai spar câte o mașină foarte veche. Da, 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 pe câmp, pe asta. Ei, nu? Spun de ce nu le donez, de ce nu, de ce le spar, de ce fac chestia. Pentru că e viața ta, e pentru că nu e viața lor. Entertainment, găsesc ei motiv. Mamă, deci nu mi imaginam că poți să ai hater. Ai piața aici tot. Este Târgu Autovit. Am o pasiune pentru mașini clasice, mai ales astea românești, Daci, uh-huh, Aro. Am făcut un turneu. Vreau să merg până în Maroc, dar n-am renunțat sincer la 90%. Am ajuns cu două daci din satul mare în Madrid. Ne-am plimbat puțin prin deșert pe acolo, prin Spania și ne-am întors acasă cu ele. Câte zile? Simativ o săptămână. Probleme ceva pe drum? O planetară schimbată. Cât de des postez pe YouTube? Pentru că și tu ai canal de YouTube. Da. Pe YouTube postez aproximativ 1 sau 2 filmări pe lună. E așa, mm-hmm, secundar, când am chef, da, puțin. Dacă vreți să dați un subscribe la canalul de YouTube, îl aveți aici, este Ovidiu Pop și găsiți, nu am link de la special. O să lăsăm oricum la descriere, să dați un subscribe pe canalul lui, are 80.000 de abonați acum. Da, fac niciun ban din YouTube. De ce? La jocuri le-am pus pe Facebook înainte. Facebook e într-un iframe, de pe cu un Google site al meu. Exact. Așa, știu. Și Google nu permite să fie reclame în iframe. Și care e ideea? Nu faci bani din YouTube? Făceam 3-4.000 de euro din YouTube cu trailerele de la jocuri. Eu, de exemplu, fac cam 1000 de dolari pe lună din, da, YouTube, dar mă costă mult mai mult totul, știi? Adică eu ies pe minus cu YouTube. Da, știu, știu. Dar lumea nu înțelege chestia asta și tot primesc hate. Știi? Adică, da, după ce, da, că eu fac un content gratis și mă costă bani ca să fac contentul ăsta, da, tot. Adică și acum, uite, avem operator după noi, ne, știi? Exact, îți dai seama, exact, omul ăla trebuie să și el să fie plătit, ceea ce, da, e normal. Da. Dar oamenii nu înțeleg chestia asta și tot te înjură. Ce, mă, dă-te-o. Oricum, ești cel mai tare din România, ca și camere, ca și
vlog în sine, parcă e Top Gear. Da. Mulțumesc pentru apreciere. Adică ai văzut cât de exact, pasionat era când a pus camerele, fiecare cameră, am luat-o. Să fie perfect, să fie. Da, să fie. Asta contează care... detaliile astea. Da, și îmi place foarte mult. Adică și îmi place să editez eu materialul, știi? Da. Pentru că deși da. Ionuț editează, eu fac cut-urile. Eu zic: "Bă, asta vrea să intre, asta nu se nu intre." Da. Tu ai feeling-ul acum... da, care da, să placă. Da, da, exact, să... aceeași chestie, pentru că îmi place, e pasiune. La fel cum la tine era pasiune cu jocul, exact, la mine, îmi place chestia asta. Îmi place să editez, îmi place să vorbesc cu tine despre mașini. Și de acum 20 de ani, poate acum 20 ceva de ani, mă jucam Need for Speed. Da, da. Și erau primele, mă jucam cu McLaren F1, avea 3,2 secunde suta. Deci mi se părea cea mai tare mașină din lume. Știu. Și acum uite că 20 de ani mai târziu într-o mașină care are 3,1 secunde. 2,9, da. 2,9 are? Da. Deci mi se pare ceva senzațional. Cred că în condiții optime scoate 2,9, are asta. Și simt o anumită emoție acum când sunt în mașina asta și știu că e de puternică, știi? Deci da. Chiar place super mult. Dar totuși confortabilă, nu știu dacă ai simțit da, până acum. Da, este confortabilă, da. Suntem pe mod confort, avem un buton de suspensie. Ăla e buton de suspensie, da. Da? Normal, mașina pornește în sport cu suspensii de sport. Trebuie să o pui tu în confort. Deci ai deci invers. Sport, race, da. City of, ce înseamnă City of? SP-ul la jumate, să zicem. Adică te mai salvează un pic. Așa are și BMW-ul MDM, știi? Exact, adică jumate. Exact. Te lasă să, da. Să joace puțin fundul, dar nu foarte mult. Exact. Și ultimul, acolo ești singur. Acolo e... Deci nu. O dai uneori pe SQ of? Când fac niște cerculețe. Atât. Corect, corect, dar rest ăsta și pe serpentine te lasă să patinezi cât vrei. Ăla pe serpentine așa, da, cu da, da, sus, da. Mau, deci mă speria numai că mă uitam, știi? Deci în momentul când o accelerezi, începe să joace fundul, după care trebuie să o lași. Exact. Și să contrabrachezi. Când lași direct să o redresezi mașina. Cred că te și ajută prin puțină frână electronic. Detectează când ai lăsat pedala și te redresează. Sau îi dai a doua și la fel. Că asta este nu doar un Ferrari, ci este al patrulea Ferrari ca și exact, accelerație. Exact. Deci are o accelerație de 2,9 secunde de la 0 la 100? Da. Deci mi se pare dar incredibil. Ce e special e 0-200. 0-200 care are 8,9 secunde. Ma, 8,9 secunde. Am pus un material, nu știu dacă l-ai văzut, cu un BMW diesel de 3 litri care avea 12 secunde. L-am văzut. Era criminal, deci și mă gândesc ăsta cum e, știi? Pentru că senzația la benzină e mult mai intensă decât la diesel. La diesel e așa, se duce repede, oarecum. Exact. Nu știu, asta e cumva linear, nu o simți așa... La benzină, știi cum? La diesel simți că trage tare, dar se termină repede. Exact, aici la benzină exact. urcă da. Și atunci emoția pe care ți-o dă e mult mai puternică. Eu citesc toate comentariile și unii s-au enervat pentru că eu ziceam că îmi place mai mult M6-ul și senzația, chiar dacă nu e la fel de rapid ca dieselul ăla, băi, tot troaca ta mai rapidă, dar senzația care ți-o dă la și o să vezi și tu. Sunt și eu pe aceeași idee. Am avut un 911 turbo, 4x4, porneam de pe loc, launch control-uri, viteză, curbe, dar sunetul de aspirat și emoția care ți-o transmite e unică, n-ai ce să compari. Până la urmă depinde ce e mai important pentru tine, să fie super rapid pe circuit sau să-ți dea o emoție, să te simți da, tu bine. Da, exact. Dar cu timpul cred că toți caută emoția până la urmă, că te saturi de da, la început și... poate nu-ți dai seama ce vrei. Aici avem un turometru. Da, se poate schimba. Mai arată niște chestii. Viteza maximă ultimele 48 de ore, cred. 3-4B și fantele astea, zici că sunt jante, vezi? Da. Cât te ajută tracțiune, cât e SC-ul, dacă îl pun pe off, practic ești singur. Ești fără ajutor. Fără. Nu, mi s-a părut interesant că ai doar engine start, n-ai și engine stop. Da, engine start. Deci tu trebuie să bași cheia, apeși butonul de engine start exact. Și după aceea dai înapoi ca să oprească motorul. Da. Ea nouă costă 400.000 de euro. Exact. Deci e dublu decât un Ferrari obișnuit. Da, e modelul de vârf, să zicem, nu e un hipercar, dar e da, sub, nu e ca primul Ferrari sub. La Ferrari. Nu, e ceva mai de sub, dar model de top, să zicem. Deci e chiar V12. Un supercar special. 400.000 de euro nou, câți kilometri are acum? E undeva la 10.000 de kilometri. Deci ai mașina de vreo 8-10 luni. Ai avut timp să te obișnuiești cu ea în 8 luni? Da, o lună și îi descoperi toate secretele. Cutia era puțin ciudată la început, nu reușeam să-l depășesc. Nu e ca la una normală, dacă îi dai plană, ea nu schimbă înapoi. Trebuie să-i dai foarte repede. Nu are buton de kickdown. E în viteză, pleacă înainte ca o mașină automată, nu? Nu. Nu pleacă. Uite, mi-a arătat și mie aici viteza. Da. Să știu și eu. Cum ți s-a părut față de Lamborghini? Că tu ai avut și Lamborghini, nu? Ai da, avut un Huracan? Da. Un Huracan de 580 de cai, versiunea cu tracțiune spate. Mașinile nu sunt foarte diferite, având în vedere că tracțiunea spate au în comun. Ce e diferit, mult mai confortabil. La drum lung n-ai niciun fel de problemă. Poziția la volan, stai mai sus. Bun, deci este mai confortabil decât Lamborghini Huracan. Exact. Pe autostradă e o rachetă. Păi uite, tocmai intră pe autostradă. Hai să vedem ce știe. La Huracan mi-a plăcut electronica, era de Audi. Infotainmentul, ceasurile, climatizarea e puțin
cam veche, să zicem. La ce? Aici, la Ferrari. A, la Ferrari. E pe bază de Fiat și lucrurile la Fiat nu sunt tocmai... Fără să... 90, 130, 150, 170, 180, gata. Tracțiune doar spate. Tracțiune doar spate. Bătrânule Soft abia se ține după noi. Cu 450 de căluți. Cum ți se pare la prima vedere? Nu e foarte brutal dacă nu... Tu ai pornit de la 80 la oră. Da. Și da. Atunci la 80 la oră, oricum, ai accelerat de... Facem frumos cu launch control 0-200. Da. Eu zic că o să scoatem, părerea mea, cum o să scoatem noi, că da, nu suntem în condiții controlate, o să scoatem probabil 9 secunde jumate 0-200, ceea ce e super ok. Da. Și după aia și frânare cu frânele ceramice. Interesant despre frânele ceramice este că au niște fante în bara față care răcesc discurile în momentul când au nevoie. Deci tu practic ai și un senzor de temperatură pe discuri. Exact. Am pus acum un display aici să arătăm warm-up, race, temperatura la anvelope și chiar și la frânele pe față, spate și la motor. Okay. Deci ai senzor peste tot. Exact. Cum se schimbă comportamentul mașinii când ai pe race față de sport? E race, mașina îi răspunde mult mai repede la comenzi. Deci e practic trotelul, trotelul, exact. Pentru că tu accelerația nu ai pe cablu, ai pe electronică. Electronică. Și atunci da. Tu, chiar dacă calci accelerația, el calculatorul decide cât deschide crapetele. Exact. Vitezele se schimbă mult mai rapid, un pic mai brutal. Păi da, pentru că ai dual clutch. Dual clutch, da. În schimb, pe sport le lasă mai confortabil. Știi ce sunt eu curios? Dacă tu, de exemplu, stai pe loc și o calci brusc, el durează mașina și după aia lasă ambreiajul? Aia sunt curios. Un pic face, da. Da. Știi că, da. De exemplu, dacă pleacă de jos, nu e așa spectaculos. Dacă o durează până la 3000 și după aia calcă ambreiajul, îți dă un șpiț. Cu launch control sigur o durează și fără, dar mai puțin. Are și Bluetooth, a? Da, din fericire are și Bluetooth. Ferrari 430 scuderia n-are nici radio. E făcut să fie foarte... Am un prieten care a avut și a luat Ferrari 430 scuderia și s-a dus până la Monaco cu el și a zis, bă, eu nu mai pot. S-a întors cu, cu avionul, știi? Îți dai seama. Și a pus-o cu platformă. Deci asta e foarte confortabil, cu asta poți să te duci până la Monaco și întorci înapoi. Asta e diferența. Bine, și are pilot automat. E un Grand Tourer. Nu? Exact, e un Grand Tourer. Uh-huh. Apropo, față de 430 scuderia, care e o super mașină, asta este mult mai rapidă ca aia. Da, da. De-aia și costă atâta. 400.000 de euro nu fac unii oameni într-o viață. Mi se pare foarte tare că tu ai făcut singur banii ăștia, frate, de la zero. Da, da, adică da. N-are nimeni ce să-ți reproșeze și da. Pentru mulți ești un model. Adică, bă, frate, uite că se poate, există în România oameni. Se poate. Eu am trăit 11 ani în Italia și am venit în România. Uh-huh. După 2 ani am avut succes. Se poate, uite, există se poate. Români. Să fii ambițios, să vrei. Asta e important. Să fii perseverent. Să-ți placă. Hai să tragem puțin ca să tragem niște cadre. Îmi place Dag de Muror, bănuiesc că și tu îl urmărești. Da, are un stil unic. Are un stil foarte mișto de a prezenta chestiile. S-ar putea îmbunătăți la partea de test drag. Adică la test drag doar stă el și se filmează pe el. Da. Deci că e un clown la volan. Mașina e mișto, fuge bine. Da. În orice ce faci, întotdeauna e loc de mai bine. Adică self-improvement. Forever. Da. De-aia AI-ul și Neural Networks o să fie ceva extraordinar, pentru că ăla e self-improving. Da. Poate facem un vlog și despre chestia asta într-o bună zi. Ar fi. Ok, hai să facem un cut și să ne uităm puțin pe afară de mașină. Gata, opresc. Uh-huh. Ia uite, s-a strâmbat camera. Să mut mașina. N-are schimbător de viteză. Eu estimez că 90% din cei care mă urmăriți acum nu ați ști să plecați cu mașina asta. De ce? Pentru că nici eu nu știu să plec cu mașina asta. Deci uite, văd acolo că e în parking, dar nu știu să o bag în drive. Ia să vedem dacă apăs pe butonul ăsta de auto. Cred că e prima mașină în care mă urc cu care nu știu să plec de pe loc. Și nici nu o să-l întreb pe Ovidiu. Ok, deci jur că nu mă prefac. Și nu știu să plec cu ea de pe loc. Probabil și un hoț ar avea probleme cu plecarea de pe loc. Cum o băgăm în viteză? O dăm pe race?
Race. R. Deci de aici probabil se bagă mașa aer. Gata, deci am putut să o bagă mașa aer. Bineînțeles că haterii o să zică că mă prefac. Dar sunt de câteva minute mașina asta și nu știu să plec decât în spate cu ea. Cum să fac, frate, să o bag în viteză? Nu știu ce să zic. O bag în viteză, mă, gata, mă. Deci de la padere faci tot. Gata. Deci vezi, avea padelele. Ionuț? Da? Am stat 3 minute în mașină să-mi dau seama cum plec de pe loc. Serios? Dar tu n-ai zis nimic. Tu știai? Păi nu, dar am vrut să descompun eu singur. Tu crezi că știi? Deci eu nu zic. Dar crezi că știi să pleci de pe loc cu ea? Cu ăla 3 butoane de acolo. Care? Nu? Nu! Te descurci? Hai că sunt curios. Ce faci, bă? Nu știi să pleci cu mașina de pe loc? Nu, stai că știu. Băi, am reușit să o bag în mașariera, a apăsat pe R. Vezi? I don't wanna tell you. Gata, mă! Cu padele! Pai, că m-am făcut și de râs. Cu padele se pleacă normal, nu, da? Ce simt despre asta, Ovidiu? Acesta e un stop de Formula 1. Inspirat de Formula 1. Nu e stop. E farul de ceață spate. Exact, este fog light. Și aici are camera de mers în spate, așa e. Când am pornit mai devreme, am văzut. Ăla de Formula 1 mai avea una, două, trei, patru, parcă mai avea una. Ai mai avut un Ferrari înainte? Nu, Ferrari n-am avut înainte. O pornești puțin să o accelerăm, da. Să vedem cum se aude aici în spate. Fiind o mașină din ce an? 2014, e full LED, nu? Da. Ca privitor pe YouTube, ca uitător pe YouTube, mi-aș dori să văd detaliile astea, știi? Adică să văd exact cum arată LED-urile înăuntru. Cauciucurile, am văzut că standard ea are Michelin Pilot, astea sunt Yokohama, da, sunt schimbate. Sunt Yokohama. De obicei fac mult cauciucurile și da? Este mai ieftin. Și mașina este stoc în afară de evacuare. De unde ai luat evacuarea? Evacuarea de la băieții de la Custom Tuning din București. Mi-au adus o evacuare Novitec. Cât a fost evacuarea, dacă poți să ne spui? Dacă nu... Evacuarea a fost undeva la 6-7 mii de euro. O grămadă de bani. E fără downpipe, deci doar de la mijloc până în capăt. Uh-huh. Și cum s-a schimbat sunetul după ce ai pus evacuarea? Un 15-20% mai puternic, mai voluminos. Inclusiv în ture, nu? Da. Și o simți puțin mai agresivă. La interior înainte era foarte insonorizat, adică nu auzeai tare mult. Acum e ok, e ce trebuie. E mai sport. Câți cai crezi că ai câștigat? 10 cai? Nu cred că se simte. Nu se simte. 10-15 oricum cai, nu-i simți, e vorba... Ai pus-o vreodată pe Dyno, n-ai pus-o? Nu. Ea trebuie să aibă 730 sau 740? 740. 740 stock. Da, da. Uh-huh. E o bestie, senzor de parcare. Și ăsta l-ai pus cu dublu adeziv? Da, da. Arată mai bine decât să-i pui un suport de număr. Exact. Și ce mă surprinde foarte mult la V12 ăsta, se turează foarte rapid. Nu știu de ce, adică și e aspirat fără turbo și parcă zici că e așa un motor de 2 litri care se turează imediat. Deci ai frână doar aici și acolo, ăsta este doar fog light. Ai mai avut pe vreo mașină frâne ceramice? Nu. Prima mașină cu frâne ceramice. Până le încălzești, frânează greu. I-am dat 250, frână, nu frâna. M-am speriat, hai de capul meu, ce se întâmplă? De fapt trebuie să le încălzești. Și ziceai ceva de un coating? De un, da. Are o protecție ceramică peste folia care protejează mașina. 2-3 ani n-ai treabă cu zgârieturi. Ai pus-o tu sau așa ai luat-o? Am pus-o eu tot la băieții de la Custom. Se pricep de minune. Super. Vezi, asta îmi place, o informație care nu e plătită. Bă, uite, asta este, e ok, da, știi? Da. Că de multe ori nu știi în cine să ai încredere. Bă, ăștia poate și fac reclamă. Așa eu măcar că ești bun. Ăstea de aici, am înțeles că ar apăsa, da, mașina în jos. La 200 de km pe oră îți dă 130 de kg de downforce. Ăsta de aici ar trebui să se deschidă, da, și să răcească frânele. Frânele au niște senzori de temperatură. Când se încing foarte tare, chestia asta de aici din față se deschide și intră aerul să răcească frânele. Ai schimbat ceva pe la mașină? Nu, bateria. N-am mai ținut. Pininfarina. Designerul... Da, e ultima mașină... Pininfarina, da. Uh-huh. Se vede puțin designul astea noi că... Mulți se plâng că nu mai sunt la... Prima mașină cu design Pininfarina, am văzut-o, era un Fiat Turbo de 2 litri, 240 de cai. Camera pe față.
Da. La ce se folosește camera asta pe față? E foarte utilă când vreau să parchez aproape de borduri. Aha. Ea bate exact până aici. Deci știu când se deci termină ecranul. Deci e wide angle. Da, când se termină ecranul, știu că am ajuns la limită. Da, ca să nu dai cu asta. Ok, avem senzor de parcare. Asta arată foarte frumos. Roșu Ferrari. Cred că cele mai multe mașini sunt roșii. Da. Și aici au o grilă de aer. Nu, mamă, e încă e cald. Uh-huh. Hai să deschidem, să vedem motorul. De obicei, Ferrari au motoarele montate în spate. Da. Sincer, istoria a început cu motoare în față, exact cum e asta. Da. Și fiul său, Dino, a studiat, nu știu unde, prin Elveția, că ar avea o dinamică mult mai bună cu motoarele pe spate. Aha. Și de atunci... Deci bătrânul Enzo... Bătrânul îi plăcea așa. De-aia au continuat să le producă. În momentul când se certa el cu Ferruccio, Lamborghini, și zicea că e doar un tractorist. Exact. Vezi tu de tractoarele tale, Lamborghini. Bun, deci grila asta vine să răcească admisia, practic. Da. Mamă, care e foarte... nu frige, dar e foarte... Ok, deci avem așa, intake-ul. Care intake-ul pe unde vine? Vine pe aici, probabil. Deci pe aici vine aero. Da. Intră filtru de aer. Și se duce în 6 cilindri de pe partea dreaptă. La fel se întâmplă și pe partea stângă. Cum ar fi să mai montez o turbină? Nu cred că au montat pe Ferrari. Pe Lambo am văzut, da. Și custom made? Da. Aici avem numărul de șasiu. 200.811. Da. Fiecare... Și ăsta, numărul ăsta de șasiu se regăsește în seria motorului. Hai să vedem. Uite, avem seria motorului aici, deci 200.811. Uite, se regăsește în seria caroseriei. 20.811. Deci ești 200.811. Deci ești al 200.000-lea 811. Da. Deci oricum sunt cam 200.000 de Ferrari produse, give or take. Aici probabil sunt de bitmetre ceva, știi? Da. Care măsoară cât aer intră motor ca să facă amestecul. Și farurile sunt cu LED-uri? Nu, xenoane, normale, nu? Bat bine noaptea? Ok, acceptabil. Ăsta e așa, să te duci în vacanță, da, și bine, să-ți legi, să-ți legi cu ăsta, știi? Da, deci, bagajul să nu sară. Deci, de fapt, ăsta este un hot hatch. E cel mai rapid hot hatch. Are 10.000 de kilometri, a luat-o la 2.000. Restul la 100.000, nu mă dă un pungă. Îi pui mă tot un pungă. Bine, de obicei Ferrari-urile au portbagaj în față. Da, aici este o micuț. Priză pentru a încărca mașina când stă în garaj. Foarte util la Ferrari pentru că auzeam mulți că după 2-3 săptămâni de stat în garaj, nemișcată, și ce moare bateria. Dacă aveți Ferrari, băgați-l în priză. Da. Da, probabil are niște consumatori, știi? Da. Când la modelul noi i-au făcut să nu mai intri în portbagaj direct aici undeva, o mufă externă, că știau de problemă. Ai trebuit să acostule, dacă ai o problemă, te apuci și veștearești la Ferrari. Ai cârligul de remorcat, mă rog, dar nu știu ce, să spui... Cred că ulei. Ciurubelița. Electronic parking brake. Și ăsta ce naiba e? Un șarpe. Să desfunzi... Interesant. Nu am văzut. Deci vezi, dacă se strică mașina, poți să și depanezi. Da. Tragi pe dreapta și te apuci să... Dar ăla cred că e pinul de reset, știi? Că... Da. Cum făcea Becali cu ranga, știi? Ai văzut, nu? Da. Bun, deci are câteva chestii pe aici și asta este compresorul să bagi aer. Exact. Care presupun că nu l-ai folosit niciodată. Nu, sper să nu fie cazul. Și inclusiv ăsta, ca să, dacă ai vreo pană, îți bagi ăsta în cauciuc, știi? Da, da. Da, deci e bine, măcar dacă totuși, în rarele ocazii când ai o pană, eu n-am mai făcut o pană de 15 ani, cred. Loc, release of the APB parking lock. Ah, deci e ceva cu frâna, tot zic ăștia pe aici. Cred că poți să o lași de aici, dacă omori bateria, sau... A, și ai frâna trasă. Da. Corect. Îți arată că bagi ăsta. A, ai de cap. Vezi? Uite, APB parking brake. A, ok. Deci asta îți arată, îi bagi ăsta ca să-i scoți frâna. Dar nu se știe unde bagă, știi? Adică îți arată... Park lock. Uite și cu ăsta, vezi? Deci ăsta e APB-ul și ăsta este park lock-ul. Că știi că dacă e în viteză, dacă e blocată în viteză, da, ai parking. Deci ai două. By special technicians, deci nu de... Da. Nu e de... Îi recomand că trebuie Ferrari SM. Deci dacă ai o problemă, o pui pe platformă și gata. Deci e mai simplu. Da. Extintorul ăla e în față. Ai încălzire în scaune. Ai folosit-o? N-ai folosit-o, da, că n-a fost iarnă. Ieri am folosit-o. Ieri am folosit-o. Reglaj lombar. Ce frumos arată. Față de Huracan, ce îmi place la astea, poți să ridici scaunul pe înălțime. La Huracan era fix, față-spate. Aici, nu? Nu, mă refer șezutul. A, ăsta. Da.
Da. Dar Huracan nu putea. Scaune electrice, vezi? Da. La o mașină atât de rapidă și scaune electrice e ceva. Adică, da. De obicei, astea sunt foarte spartan făcute, știi? Ok. Ce benzină bagi? Fără plumb? 98 minim, nu? Da. A apărut o benzină nouă de 102, nu știu dacă am ai văzut. Am văzut, am văzut. Vorbeam cu Bebe Ștefan și zicea că dacă nu e turbo, turbo sau ceva. Așa este. Am vorbit cu un prieten și a făcut motorul praf, pentru că n-avea turbo. Și a băgat benzină de 102 plus de la OMV. Știi cât este? Este 14 litri. Și fratele meu zicea că fratele meu participă la VTM, știi? Și zicea că el când bagă benzină de 10 euro litru specială, îi schimbă softul la mașină, că are o altă mapare. Da, 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 da. Bănuiesc. Nu-i de jucat cu. Deci nu. Mă mir că le vând așa în pecuri.